Este o româncă ambițioasă, oameni buni, care este întruchiparea visului american. S-a născut la Rădăuți, a fost dublă campioană națională la tir cu arcul, iar în 2002 a plecat în America, a ajuns la New York, acum 18 ani, cu 100 de dolari în buzunar, a muncit, menajeră, cameristă, iar acum deține unul dintre cele mai bine cotate lanțuri de săli de pilates din LA. Locuiește în Beverly Hills și e antrenoarea unor superstaruri precum Sylvester Stallone, Naomi Campbell, așa că Laura e cu noi în direct din Los Angeles. Bună dimineața, Laura Wilson! Bună dimineața, bine v-am găsit, ce faceți? Uite, ne bucurăm să te cunoaștem și să le spunem oamenilor ce româncă tare de la Rădăuți a ajuns atât de cunoscută în America. Yes! Bravo! România! România, am văzut niște imagini cu Sylvester Stallone când venea la cursurile tale de pilates? Da, l-am antrenat și încă l-antrenez de vreo 3 ani. Dar acum, din cauza la COVID, n-a mai venit pentru că are 70 de ani și este îngrijorat puțin. Dar este un atlet excepțional și he never gives up, cum se zice în engleză. Dacă îi zici odată că nu poate să facă ceva, îți demonstrează că nu adică ai nu dreptate, se dă bătut, nu se dă bătut. Am văzut vedem imagini, să știi, Laura, cu tine când l-antrenai pe Sylvester Stallone, vedem imagini cu Naomi Campbell, pentru că te-ai ocupat și de multe celebrități de acolo. Da, antrenez, pentru mine este ceva normal acum. De multe ori nici nu-i recunosc când vin la clase, mai ales acum că au măști. Jessica Alba a venit acum 2 săptămâni și nici n-am recunoscut-o. Mi s-a părut ciudat și am venit ca să văd cum o cheamă și apoi am zis, oh my God, Jessica Alba a fost în clasă. Dar Elisabetta Canalis, care este o celebritate italiană și foarte mulți actori de TV și televiziune. Da, cum ai plecat tu de la Rădăuți cu 100 de dolari în buzunar? Am plecat cu cursuri de International Student Exchange Programs, unde mergi în America, lucrezi pentru 3-4 luni și trebuie să te întorci înapoi. Dar după ce am văzut stilul de viață aici, am zis să pot să fac școală și pot să mă realizez și în America, nu trebuie să vin înapoi. Dar totuși am rămas cine sunt, pentru că inima totuși mi este în România, dar acum am familie aici și casa mea este aici. Da, foarte tare. Oameni buni, Laura Wilson, chiar așa ești pe Instagram și pe Facebook? Da, avem 3 studiuri locații fizice. După cum vedeți, suntem afară acum, 10 grade, predăm clase toată ziua și este foarte ocupă. Suntem foarte ocupați, care este foarte bine, și avem și un studio virtual care se numește Natural Pilates TV. Acum știu că toată lumea în România este în carantină, așa că dacă vreți să faceți exerciții la saltea de pilates, mergeți la Natural Pilates TV pe Instagram sau pe YouTube și avem multe exerciții acolo, sau poți să vă înscrieți și să aveți un program de pilates zilnic. Aș vrea să le spunem oamenilor, ca să te cunoască și mai bine, că Wilson este după soțul tău care este american, numele după soțul tău care este american, și ai și 2 Bogdan copii. Bogdaniuc. Corect? Da, Nicolas și Chloe, da. Nicolas face înot și tir cu arcul și Chloe acum face numai înot, pentru că COVID cam ne-a încurcat planul. Mai ai pe cineva în România? Poate vrei să saluți pe cineva de la Rădăuți? Mama mea e România, verișoara mea și toți prietenii cu care am crescut, pot să zic că toți prietenii sunt în România, nu în Los Angeles. Am foarte multe cunoștințe aici, dar sunt foarte ocupată lucrând mereu, nu prea am timp să mă socializez, așa că... Laura, îți mulțumim mult de tot, să știi că o să te mai deranjăm, să te mai cunoaștem. Am văzut și videourile respective cu Stallone și chiar se mișca foarte, foarte bine. Da, pot să vă spun o poveste scurtă? Zi. De obicei el vine cu... îi place să aducă câteodată prieteni și când aduce prieteni devine foarte competitiv. Forma de rezistență în pilates este arcul și arcul se întinde, dar se returnează înapoi la poziția originală. Păi odată când au venit amândoi, au întins arcurile, mai ales Stallone, a întins arcul că a rămas de 6 metri lung și nu s-a mai întors la poziția originală, așa că trebuie să comand arcuri noi. Și l-am prezervat arcul ăla, că am zis, ăsta este arcul lui Stallone. Ăsta e arcul lui Stallone, pentru că da. Nimeni n-a mai făcut așa. Eu predau pilates de 15 ani
Nimeni n-a întins arcul, am zis, oh my God, n-am putut să cred. Vrem să-i mai spunem la mulți ani unei românce care stă în America, Nadia Comăneci, astăzi împlinește 59 de ani. O salutăm și îți mulțumim. La mulți ani. Și Laura, îți mulțumim și te mai sunăm, să știi. Mulțumesc mult! Ciao, la mulțumim! La revedere, să aveți o zi bună! La fel!